Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă de astăzi. O conferință de presă care îmi oferă prilejul să prezint și în același timp să salut prezența în Piatra Neamț a unor oameni importanți dintr-o ramură sportivă care în ultimul timp prezintă un interes din ce în ce mai mare și atrage cel puțin la nivelul copiilor și tinerilor, tot mai mulți practicanți. Am alături de mine pe domnul Iorga Vladimir, președintele Federației Europene de Karate Tradițional, pe domnul Nicolae Mărândici, președintele Federației Române de Karate Tradițional, domnul Mihai Apan, secretarul Federației Mondiale de Karate Fudokan, și domnul Paul Pintilie, antrenor karate Clubul Sportiv Ceahlău. Foarte important este faptul că municipiul Piatra Neamț își va depune candidatura pentru a găzdui Campionatul European de Karate Fudokan din anul 2017, eveniment care se va bucura de o participare a peste 1000 de sportivi. Dumnealor se află astăzi la Piatra Neamț pentru două evenimente. O dată să participe la Campionatul Național de Karate Tradițional, etapa pe zona Moldovei, campionat care se va desfășura astăzi în sala Ceahlău, cu începere de la ora 15 și 15 minute, și totodată să viziteze sala polivalentă pe care noi, municipalitatea, vrem să o punem la dispoziție pentru organizarea campionatului european din anul 2017 de karate Fudokan. După această conferință de presă vom face o deplasare la sala polivalentă și vorbim despre sala municipalității din strada Mihai Viteazu, câteva elemente despre campionatul european în anul 2015, de exemplu. Acest campionat s-a desfășurat la Napoli, în Italia, și s-a bucurat de prezența a peste 1200 de sportivi. Pentru anul 2016, pentru această ediție campionatului european, și-au depus candidatura de organizare Skopje din Macedonia, respectiv Cracovia din Polonia. Din punctul meu de vedere, un astfel de campionat de nivelul pe care l-am prezentat reprezintă un avantaj pentru municipiul Piatra Neamț. Odată un prilej de a ne promova orașul, de a avea un eveniment de asemenea amploare, și un alt avantaj ar fi faptul că iubitorii acestui sport și nu numai pot să fie prezenți la un campionat de asemenea anvergură. Am să menționez și faptul, înainte de a da cuvântul invitaților mei, că pentru prima jumătate acestui an, în sala polivalentă din Piatra Neamț, vor avea loc două evenimente importante, despre care vom vorbi la momentul respectiv, și anume, în prima parte a lunii aprilie, va fi organizată finala Cupei României la volei, atât băieți cât și fete, iar în prima parte a lunii iunie va fi în sala polivalentă un meci internațional de handbal feminin, România-Belarus, la care, evident, așteptăm o sală plină. Am să-l rog să începem cu cine? Cu domnul Mărândici. Domnul Mărândici, Nicolae Mărândici, vă rog. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitația la Piatra Neamț, atât noastră cât și colegului meu, Sensei Paul Pintilie, și de condițiile pe care le-ați pus la dispoziție pentru desfășurarea campionatului zonal, zona Moldova, repet, a 26-a ediție a campionatului național de zonă. Sportivii, în urma competițiilor care vor avea cele mai bune rezultate, vor fi selectați pentru lotul național. Și urmând să ne întâlnim iarăși cu cele trei zone la Iași în luna mai, la jumătatea lunii mai, pentru a-i selecta pe cei mai buni dintre ei,
pentru formarea lotului național al României, care o să participe la campionatul de stil european, care anul acesta, cum a spus și domnul primar Bunoară, va avea loc în Cracovia, fiind orașul care a câștigat organizarea campionatului european în acest an. Vă rog frumos dacă aveți întrebări. Aveți toate șansele, aveți un oraș minunat, în primul rând. Eu sunt cunoscător în fiecare an, vin în Piatra Neamț. Aveți un oraș minunat, cum am spus. Nu am văzut încă sala de sport, dar sunt convins că are capacitatea necesară pentru găzduirea acestei competiții. Sunteți înconjurați de aeroportul la Iași, la Bacău, deci aveți toată infrastructura necesară. Da, dar nu din România. E oraș european. Pot să vă spun că și Parisul este unul din orașele care au depus candidatura. Și altele? Nu știu să vă răspund precis, dar Parisul este cu siguranță unul orașele care și-au depus candidatura pentru anul viitor. Și credeți că între Paris și Piatra Neamț cine va câștiga? E o competiție? De regulă, cei mai inimoși și cei care se angrenează cel mai mult în carate. Dacă nu știți, Paris nu mai e un oraș sigur. Ceea ce vreau eu să vă garantez este că municipalitatea va depune toate eforturile, asigurând toate condițiile necesare pentru buna desfășurare unui astfel de campionat și sperăm noi că această deschidere a municipalității și implicarea va fi decisivă în alegerea orașului gazdă pentru campionatul din 2017. Și dacă îmi permiteți o completare, România are și avantajul geografic, este mult mai ușor de accesat ca viză, ca transport din Rusia, Lituania, Moldova, Bielorusia și așa mai departe. Deci asta este un foarte mare punct. Atât pentru Est cât și pentru Vest. Cei din Vest pot să vină oricum, iar cei din Est au mult mai mare avantaj sau mai mare șanse să ajungă aici decât la Paris. Mai avea o întrebare pentru domnul Paul Filie și Paul Filie, colega pentru domnul Ioca. Ne amintim, probabil dumneavoastră nu vă place plăcere să vorbiți, de perioada în care v-ați strânit legalitate și făceați asta în terenul de la spital. Caratele sunt ilegale în România. 83-84, îmi amintesc cu plăcere că eram foarte tânăr și entuziasmat. Și terenul la spital îl consider un loc de antrenament, un dojo pentru mine. Câți ani ați făcut acolo? Dar de pe terenul la spital ne-au luat. Da. Vă rog, alte întrebări? Da. I have a question for sensitive individual. Yes, please go ahead. Ask the question in English. Yes, that's okay. Could you tell us more what are the benefits of karate for the human organism? Oh, that's exactly my field. Anyhow, first I like to thank to Mr. Nicu Mărândici, as a president, for his invitation to be here in Romania, and secondly, to the Sensei Paul Pitilie to visit Piatra Neamț. I am first time here, and I had a chance to visit and look all technical possibilities of organization here for championship. And right now, in these 2 days, I can say that Piatra Neamț is qualified enough to organize this championship, especially because of majority of children and cadets what you have here in Romania, and that will be very interesting for other children from Europe to come here and visit. And honestly speaking, I'm not giving you compliments, I'm surprised, it's a very beautiful city. I really enjoyed these 2 days to visit all.
And now, answering your question, we started medical study and research 40 years ago because karate is a traditional art. In Japan was accepted as an art and never was so much researched concerning influence of karate training and karate different disciplines on health. And we, that time I was a very young doctor and we started this research, and for 40 years we published a lot of our scientific articles and and results. And I can tell you, concerning education, aspect of education, especially period from 5th to 12 years, one of the best discipline is karate, because teach children working habits, self-esteem, self-respect, and feeling that is responsible, that he can make only through hard work. This is something that is very important in this period of development of character of children. Concerning total health, I can tell you karate as a method of training can influence cardiovascular system incredible, like running, because it has influence on heart and blood vessels, and we can control by interval training using our kata, formal exercise that we have in karate, as a tool of this kind of training. Also, metabolically speaking, karate training has a lot of influence controlling blood sugar, controlling triglycerides, controlling cholesterol. This is something that we recommend to our veterans to continue karate training. And we have one big group, and now we developed many disciplines for veterans, over 50 years old karate people. Now, looking karate, we have children group, majority up to 14 years, incredible. And we have veterans in between groups, is understandable, you know, juniors, youth, and young seniors, they enjoy life, they do not so much interested in training. But children and veterans, I think, and karate as a discipline, as a sport, I can talk hours concerning health. If you have specific question for health, I can answer. There are many people nowadays who suffer from mental illnesses because karate is a way of life that educates the mind. Could it be approached as a therapy for people who suffer from mental illnesses? I hear there are certain studies regarding children with autism that practice karate and have positive effects. What do you think about that? No, that's an excellent question. I can tell you, we already started this kind of research concerning, especially, you know, now is problem stress and depression. And karate is one of the way how we can fight these problems. And also, very specifically, concerning handicapped, we have now we start with a new discipline inside of this group of people, and especially concerning, you know, there are four groups, mental aspect, let's say, paraplegic, but especially paraplegic, and after that we have this with problem with visual problems, people which cannot see, so visual problem, and blind people, and also problem with the ears. And we have programs for these kind of groups. And especially I can tell you program for people with Down syndrome. I looked several programs, I mean, I was part of program in Long Island University in Brooklyn, and I have seen the program of Brazilian team, and they did excellent results with this group of
children with Down syndrome, and they adapt the training and adapt the competition. Can you imagine these children competing in the way they put two papers like stars, and they start like this and they try to catch each other, meaning giving them possibility to be part of the program, and sure, this is positive influence of her health. Thank you very much. You're welcome. Mai sunt întrebări? Dacă nu mai sunt, vă rog să-mi permiteți să vă mulțumesc vouă presă pentru prezența astăzi aici la primărie, să le mulțumesc invitațiilor mei pentru faptul că au venit astăzi la Piatra Neamț, domnul Nicolae Mărândici, domnul Mihai Apan, domnul Paul Pintilie și cu, în mod deosebit, domnului Vladimir Iorga, atât pentru cuvintele frumoase exprimate despre orașul Piatra Neamț, deși este pentru prima dată aici, cât și pentru pledoaria pe care cu toții am ascultat-o încântați legată de acest sport care în acest moment mie chiar mi-a stârnit interesul ascultând prezentarea domnului Vladimir Iorga. Mulțumesc o dată tuturor și vă așteptăm la 15:15 la Clubul Ceahlău. Da. Permisiunea dumneavoastră, vreau să vă invit la ora 13 la inaugurare și vreau să vin cu două mici completări foarte interesante. Sensei Iorga este nepotul marelui istoric Nicolae Iorga și și-l aduce aminte cu... Chiar n-am avut timpul suficient să zic acest lucru care este important. Deci este nepot direct al marelui istoric Nicolae Iorga. Și vreau să vă zic încă un lucru, că de asta vreau să-i mulțumesc domnului Dragoș Chitic. Acum 4 ani de zile ne întorceam de la o competiție, la campionat european și a venit să ne felicite sportivii. Și m-a întrebat atunci cum a fost discuții de astea, să zicem, tehnici strict. Și am zis împreună, poate o să putem face odată un campionat european aici, în Piatra Neamț. Și eu știu, poate este realizabil la anul cu ajutorul lui, cu ajutorul orașului, a cetății, a sportivilor și, bineînțeles, a evaluării pe care o face. Da. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Paul. Mulțumesc tuturor. Thank you.